Întâlnirea Societății de Științe Istorice din România, filiala Mușcel, s-a transformat de anul acesta în una de nivel național. Astfel, în loc să se desfășoare cea de-a noua ediție a întâlnirii regionale, astăzi a avut loc prima ediție a sesiunii naționale de comunicări științifice a profesorilor de istorie din România. Evenimentul organizat sub genericul Orientări vechi și noi în cercetarea istorică românească a fost organizat în sistem hibrid, prin prezență fizică, dar și în mediul online. Activitatea a fost împărțită în 4 secțiuni. A fost vorba despre spațiul românesc de la Antichitate la sfârșitul Evului Mediu, civilizația românilor între medieval și modern, românii și Europa în epoca modernă și românii și Europa în secolele 20-21. Evenimentul la care suntem astăzi prezenți este de fapt o continuare a unei munci de aproape 10 ani a filialei și a unor oameni devotați istoriei, dedicați studiului, cum e domnul conferențiar Claudiu Neagoe. Ce se întâmplă? Orientări vechi și noi în cercetarea istoriei românești a avut loc și până acum, dar a avut un caracter local și apoi zonal, mai mult local. Și ar fi ajuns acum la a noua ediție. Însă, în urma Consiliului Național de la Lerești, de la sfârșitul lunii mai anul acesta, la solicitarea filialei Mușel, Societatea Națională a fost de acord ca această sesiune de comunicări științifice să capete un caracter național. Deci, în acest moment suntem la prima ediție a sesiunii naționale de comunicări științifice, Orientări vechi și noi în cercetarea istorică românească. Până în acest moment s-au înscris 31 de participanți, deci participă 31 de persoane. Acțiunea se desfășoară și fizic și online, deci în sistem hibrid, și sunt înscrieri aproape din toate zonele țării. Deci nu numai din județoare, din Bacău, din București, din Dolj, din Telorman, din Brăila, Brașov, Târgoviște, Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Sibiu. Și pentru prima ediție considerăm că participarea este destul de concludentă. Acum sunt convins că fundamentul științific al comunicărilor prezentate vor fi la nivelul celor care vor prezenta, pentru că sunt profesori cu stagiu, cu experiență în învățământul gimnazial și liceal, sunt cercetători de la institute de cercetări, sunt muzeografi, sunt cadre universitare și cu siguranță va fi un eveniment cu profund caracter științific. Cuvântul de început a aparținut directorului liceului gazdă, profesorul Roxana Ștefănescu. Conferențiar universitar dr. Claudiu Neagoe a deschis sesiunea de comunicări, ținând să amintească de importanța acestor întâlniri. Deja pot vorbi de o tradiție, pentru că avem un număr important de manifestări pe care le-am desfășurat, fie că vorbim de membrii Societății de Științe Istorice, filiala Mușel, fie că vorbim de membrii Cercului de Istorie, Gheorghe Ibrătianu din Câmpul Lung, sau chiar de Societatea de Științe Istorice de la nivel central, sau Facultatea de Teologie, Litere, Istorie a Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnică a București. Ei bine, iată, așa cum spunea domnul profesor Oană, o mare realizare, zic eu, pentru că am reușit să transformăm după 9 ani de zile o manifestare științifică locală, devenită așa în câțiva ani regională, prin participarea unor colegi din învățământul preuniversitar din județele limitrofe, județului Argeș, să o transformăm într-o manifestare națională
Și acest lucru a putut fi posibil pentru că instituțiile pe care le-am menționat mai devreme au hotărât de comun acord să realizeze acest proiect, să ducă la bun sfârșit acest proiect. Proiectul se află la început, evident, și noi ne dorim să, ca în fiecare an, să ne vedem aici la Câmpul Lung, la Liceul Dan Barbilian, fie fizic, fie online, în sistemul hibrid, ca să ne putem împărtăși unii altora experiențele profesionale, științifice, dobândite în cursul unui an. Fiecare secțiune a avut mai multe subpuncte care au fost prezentate de istoricii și cercetătorii participanți la eveniment.